și anume faptul că dă simptome poate mai ușoare în multe cazuri această variantă Omicron, dar e mult mai contagioasă, nu face să fie mai greu depistați purtătorii de virus? Adică ba, sunt oameni care, care habar n-au, poate asta, și mai puțin au habar că sunt... Unul din motivele de ce este așa de contagioasă și așa de repede se răspândește, pentru că bun, de aici se cere, asta nu există pârghie, rămâne testarea cât de mult posibil, dar vedem că testele antigen rapid, teste rapide pe antigen, nu toate ies pozitive, când trebuie să iasă pozitive, testul PCR rămâne cel sfânt pentru treaba asta, care poate să confirme sau să infirme o infecție cu SARS-CoV-2 pe variantă Omicron, dar și la testele antigenice rapide apar și cazuri pozitive, unele la PCR după asta apar că sunt fals pozitiv.